Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 22 august-9 septembrie 2022 un număr de 61 de controle, din care 33 au avut ca obiect verificarea respectării legislației în domeniul relațiilor de muncă, iar 28 în cel al securității și sănătății în muncă. Astfel, în urma acestor controle au fost constatate anumite deficiențe pentru care au fost aplicate sancțiuni contravenționale. În urma acțiunilor efectuate pentru deficiențele constatate, inspectorii de muncă au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale în contum de 174.000 de lei, din care 53.000 de lei pentru nerespectarea normelor securității sănătății în muncă și 121.000 de lei pentru încălcarea legislației în domeniul relațiilor de muncă. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, angajatorilor le-au fost trasate 118 măsuri, 105 în domeniul relațiilor de muncă și 13 în domeniul securității sănătății în muncă, în vederea intrării în legalitate. De asemenea, inspectorii de muncă au urmărit verificarea modului în care se respectă prevederile legale în vigoare, respectiv modul de cunoaștere, implementare și respectare a noilor prevederi legislative, modul de realizare a măsurilor dispuse în controlele anterioare, precum și respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Mai mult, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj atrage atenția asupra faptului că întârzierea plății salariului de către angajator cu mai mult de o lună de la data de plată a acestuia către angajat se sancționează cu o amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența legii numărul 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, a transmis George Octavian Romanescu, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.